Am venit în această seară să-i salut pe cei care iubesc Parcul Iore. Îi cunosc din primăvară, în fiecare seară stau și protestează și fac acel alt uman lângă Parcul Iore. Din păcate, nu am văzut pe niciunul. În schimb, am văzut foarte mulți angajați ai direcției de salubritate a sectorului 3 și colegi de pe la PSD sau de pe la alte societățile în subordinea primăriei sectorului 3. Domnul Negoiță, atât de obișnuit cu ilegalitățile, nici măcar nu și-a dat seama că este ilegal să folosești autobuzele, autocarele primăriei ca să aduci cu forța angajați ai direcției de salubritate la acest așa zis protest. Pe această cale doresc să-i anunț pe toți angajații direcției de salubritate care au fost amenințați cu închiderea contractului, cu pierderea serviciului dacă nu participă la acest protest de astăzi, că îi vom reprezenta pro bono în instanță. Mulțumesc!